Bine v-am găsit. Astăzi verific un roi natural. Să văd care e situația. Mi se pare că da, ăsta e un roi natural. Și că ar fi foarte bun roi natural. Tot ce e posibil. Să văd dacă are mâncare în primul rând și dacă s-a dezvoltat el acolo un pic. Acum este și un pic de cules la floare. Să văd dacă are loc liber. Miere are, are nectar, chiar foarte bun are aici, o ramă bună, cu nectar, mai are celule goale. E clar, îi place să aducă miere. Vom face diferența între un roi natural și unul artificial. Într-adevăr e blocat, adică ce înseamnă blocat? Că mai are doar câteva celule goale, în rest a depus nectar, deci vine cu o ramă goală și la el. Se pune foarte frumos nectarul. Trebuie spațiu pentru a-l depozita. Vreau să-i vin să-i pun turtă proteică, dar îi mai las un pic. E un echilibru fain în această stupină, în afară că depune nectar peste tot unde are el loc. Celulele sunt pline cu nectar. Am crezut că dacă este mai micuț, nu se duce chiar așa departe. Dar și el adună. Ce înseamnă asta? Că stau liniștit, nu mai e cazul de a-mi face griji pentru hrana de iarnă. Da, totul e plin cu nectar. E o problemă, da? Deci, dacă totul e plin cu nectar așa, să-i aduc o ramă goală. Este nectar proaspăt. Și am adus două rame. Este nevoie, din câte am văzut. Verific și rama aceasta de aici. Are larva și plin cu nectar. Bun. Deci, văzând acest lucru, acum îi dăm o foaie. O foaie începută, deci aici e construit,
aici nu. O pun cu fața neconstruită spre puiet. Și tot așa o ramă albă, goală, punem aici. Acum va avea un pic de loc mai mult. Atâta e toată problema, că era bun să fie și mai multe rame în această perioadă. Fiindcă o să blocheze un timp, cel puțin o să blocheze puietul de punere a larvelor, o să fie blocat. Arată bine. Roii am lăsat mai strâns și acum se vor bloca. Deci aici este în regulă. Voi verifica și un roi artificial, numai că ăsta e plin, nu știu cât spațiu mai are el, nu mai are deloc. Să mut un pic camera. Aici ar mai încăpea o singură ramă. Dar este loc, este loc. Deci dacă are nevoie să umple cu nectar, mai are loc suficient. Bun, deci cam asta e. Unele colonii ar avea nevoie de spațiu, altele nu. De exemplu, această colonie nu are nevoie. Le lăsăm în pace și facem alte lucrări. Unde e nevoie, unde nu e nevoie. Cum e și aici, deci are loc, nu avem ce să îi mai facem. Așteptăm să se umple cu mierea. Bun, cam atâta și în acest film. Până data viitoare, numai bine!